Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea legii pentru declararea lui Avram Iancu erou al națiunii române. Legea a fost inițiată în anul 2014, a intrat pe ordinea de zi a Senatului în luna martie a aceluiași an, iar un an mai târziu a fost trimisă la promulgare, însă președintele României a cerut reexaminarea legii. Klaus Iohannis nu a contestat omagierea în sine a lui Avram Iancu, cât procedura prin care a fost făcută, însă Camera Deputaților a respins solicitarea președintelui. Legea adoptată pe 7 noiembrie prevede că, pentru cinstirea în mod deosebit a memoriei lui Avram Iancu, considerat cel mai mare erou național al românilor din Transilvania, cu merite excepționale în afirmarea identității și a drepturilor naționale pe teritoriul strămoșesc, fostul conducător al răscoalei române din 1848-1849 din Transilvania este declarat erou al națiunii române.